Ozarm, situaion, forme, vă bataion. Astăzi este ziua Franței, dragi prieteni, și suntem la prim plan obiectiv. Sunt Ionel Lespuc. Discutăm în prima parte a emisiunii despre Franța și despre un eveniment dedicat zilei Franței, 14 iulie. Alături de mine se află lector universitar dr. Cristina Pascu, cercetător științific la Academia de Muzică Gheorghe Dima, de asemenea și Varga Otilo, care este cercetător științific la Academia Română. Ce au acele două academii împreună, o să vă spună cei doi invitați ai mei, după ce îi salut. Bine ați venit! Bine v-am regăsit, mulțumim de invitație! Bun, ziua Franței, v-ați pregătit pentru asta, o să fiți pe scenă astăzi, o să prezentați un eveniment, vreau să spuneți mai multe lucruri și nu știu dacă v-am surprins cu asta, cu, dar mie îmi place imnul Franței, cu marșom, mărșăluim spre evenimentul pe care dumneavoastră îl aveți pregătit astăzi. Da, într-adevăr, astăzi avem un eveniment care se înscrie în această agenda săptămânii franceze organizată de altfel de partenerii noștri de la Institutul Francez. Evenimentul de astăzi este poate un pandant prețios, un complement prețios pe care îl aducem în cetate, și anume rodul unui foarte rodnic și solid parteneriat între cele două academii, Academia de Muzică și Academia Română, mai exact o expoziție și un recital care evocă personalitatea lui George Enescu și a muzicienilor români care au fost contemporani cu George Enescu și au studiat în Parisul interbelic. Deci l-ați ales pe Enescu pentru această... Bun, acum Enescu sigur că este poate cea mai reprezentativă personalitate. Este omul care a făcut legătura cu spațiul francez, cultura franceză, a studiat în Franța, a cântat pe scenele franceze, s-a scris despre el, a fost asimilat de peisajul cultural francez și până la urmă el este cel care a făcut această legătură solidă între Franța și România. Deci este o reverență pe care o faceți Franței, sigur, prin intermediul muncii unui român. Exact, este și un omagiu pe care îl aducem personalității lui George Enescu prin documentele de arhivă pe care le-am adus de la Paris. Asta face Academia Română. Academia Gheorghe Dima, ce face Academia Română? Întâi de toate mă bucur că colega mea a pomenit despre acest parteneriat semnat nu cu mult timp în urmă între Academia Română și Academia de Muzică. Sunt două academii care cred că nu merg paralel, ele se completează reciproc, pentru că și munca uneia și munca celelalte este de fapt importantă. În contextul evenimentului de astăzi, când colega mea mi-a spus că ar fi bine să facem o expoziție dedicată lui George Enescu și muzicienilor români care au studiat la École Normale de Musique. Adică a fost ideea domnului Pas. Da, și eu am subscris imediat pentru că mi-am dat seama că este o provocare frumoasă. Întâi de toate, despre George Enescu vorbesc în general muzicologii, vorbesc compozitorii, vorbesc cei din lumea muzicii, mai puțin istoricii, pentru că mulți consideră că este ok, un personaj foarte celebru, dar să se ocupe muzicienii de el. Ori, dacă te raportezi la el ca istoric, și eu asta am făcut și asta voi face în perioada următoare, automat descoperi lucruri foarte noi, lucruri absolut originale, pentru că dacă îl studiezi pe George Enescu ca istoric, descoperi lucruri fascinante. Există, nu? Există istoria muzicii? Cred că există, sigur, da, se predă chestia. Sigur, dar aici vorbea și Cristina despre surse. Eu caut anumite surse, colega mea caută alt gen de surse care nu sunt paralele, spunem, sunt complementare. De pildă, l-am studiat pe Enescu la Arhivele Naționale, l-am studiat la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Și atunci, când vii cu dimensiunea asta istorică... Asta? Acum, pentru evenimentul ăsta? Da. Deci, practic, amândoi, da, ați studiat personalitatea lui și creația lui... Din surse diferite, Enescu, dar complementare. Da, diferite. Și îl vom evoca prismatic. Eu, din perspectiva muzicianului, am studiat activitatea lui de muzician și voi sublinia aceste aspecte, iar colegul meu din perspectiva istorică. Ca istoric, pentru că vedeți aici, cred că lucrurile trebuie legate. Nu poți să vorbești despre un personaj istoric sau un compozitor sau un filozof și să-l decupezi de epoca în care a trăit. Și atunci, cumva, contextualizarea acestui personaj, a celorlalți muzicieni care au studiat la Paris în perioada interbelică, impune o astfel de abordare interdisciplinară. De fapt, asta face și parteneriatul nostru pe care l-am încheiat. Noi ne completăm reciproc. Ce nu putem să facem noi ca istorici, fac colegii de la muzicologie și avem o dimensiune mai completă, mai corectă. Pentru că, spuneam, dacă decupezi un personaj din epoca în care trăiește, practic ai spus adevărul pe jumătate. Ori adevărurile spuse pe jumătate sunt mai grave ca o minciună. În consecință, cred că ne completăm bine reciproc și reconstituim o epocă, un personaj așa cum, de fapt, cred că și merită. Dar sunt convins că v-ați făcut speech-urile pentru de seară. Am reflectat la ele. Așa, dar sunt curios dacă puteți să-mi spuneți măcar ceva din...
din ce ați descoperit interesant și poate mai puțin cunoscut despre George Enescu. Îi spuneam și colegii mele că atunci când m-am apucat să studiez acest personaj, acest maestru al muzicii care a fost George Enescu din perspectivă istorică, am vrut să răspund la o întrebare importantă pe care mulți istorici și-o pun și n-am, până în clipa de față n-au prea răspuns. De pildă, a fost George Enescu francmason, a fost membru al masoneriei? Și din documentele pe care le-am descoperit, da, răspunsul este da. Și asta a fost un lucru pozitiv, pentru că prin aderența la o societate a elitelor, cum a fost și este francmasoneria, George Enescu a realizat foarte multe. A avut acces la medii culturale, la medii politice, la medii academice. Deci fiecare personaj are câte o dimensiune mai puțin cunoscută și în momentul în care o descoperi și o valorizezi așa cum trebuie, refaci mai bine. Această latură, adică pune mare pe ecran, cum ar spune niște alți realizatori TV, Enescu, francmason? Da, este o întrebare pe care și-au pus-o de fapt mulți și n-am putut să răspundem până acum pentru că n-am găsit documentele care să ateste și spuneam Cristine că o să caut cu multă atenție această informație pentru că pe noi istoricii ne fascinează. În consecință, am putut să dau un răspuns la această întrebare și cred că... Cine stătea la mesele acelea secrete acolo? A fost foarte conectat la masoneria franceză, cum au fost conectați foarte mulți alți intelectuali care au ajuns în orașul Lumină și acest aspect eu cel puțin n-au perceput-o ca fiind ceva spectaculos. Era o normalitate, pentru că până la urmă intra într-o societate a elitelor, o societate a valorilor, unde schimbul de informații era reciproc. Deci, pentru Enescu n-a fost ceva spectaculos, de aia nici n-a vorbit despre ea vreodată. Am găsit întâmplător în documente această informație, dar reconstituie cumva o parte mai puțin spusă din viața lui, care nu împietează cu absolut nimic din biografia excepțională pe care o are, dimpotrivă, o face mai fascinantă. Și eu, ca istoric, firește că m-am bucurat foarte mult, pentru că orice informație nouă pe care o găsești despre un personaj care îi aduce o plus valoare, nu poate decât să te bucure. E foarte interesant asta și noi, ca jurnaliști, căutăm exclusivitățile și e foarte interesant. Să aflăm că dumneavoastră găsiți exclusivități după, nu știu, 90 de ani. Sigur, acum aici este farmecul muncii noastre. Amândoi, și eu și Cristina, căutăm documente de arhivă pentru că ele relevă niște lucruri care nu s-au spus. La George Enescu, care este un titan al muzicii, e mai puțin important să vii să spui ceea ce deja se știe. E fascinant să vii să spui ceva nou, pe care alții până acum n-au descoperit. Și atunci, dacă descoperi aceste lucruri noi, e foarte bine să nu le păstrezi doar pentru tine, ci să-i lași și pe alții să le știe. Și firește. De asta avem nevoie de istorici. Iată. Ce aș mai fi vrut să mai adaug este faptul că, de exemplu, am găsit în documentele de arhivă faptul că jurnaliștii francezi au fost atât de fascinați de personalitatea lui Enescu încât au venit în România să vadă unde s-a născut. Sub ce cer, spuneau ei. Vrem să vedem cerul sub atunci, care... Atunci sau atunci. Mai târziu? Nu, atunci. Și primii biografi al lui Enescu au fost francezii. Pentru că erau fascinați de personalitatea lui și vom și publica aceste documente în această seară, documente din arhivele pariziene, în care ei au venit, au investigat, au căutat, au vrut să vadă sub ce cer, sub ce lumină, unde s-a născut acest copil genial. Erau atât de sigur că locul în care ne naștem ne influențează și erau atât de preocupați de personalitatea lui, încât au venit în România să vadă, să reconstituie, să cartografieze, practic, locurile în care el a trăit, a copilărit, familia, genealogia, mediul familial și toate acestea sunt consemnate în presa interbelică franceză. Cred că asta este cumva și o lecție culturală pentru fiecare dintre noi, apropo de felul în care străinii știu să valorizeze valorile românești. Pentru că dacă francezii au arătat atât de mult interes pentru un român, e adevărat, care se mutase în Franța și locuia acolo de ceva timp, dar au știut să-l valorizeze poate mai mult decât am știut să o facem noi în epoca respectivă, asta spune foarte multe. Mă gândeam că poate era și un fel de a face presă care pe vremea aceea, și cred că în toate vremurile există nivele, să zicem, de dezvoltare și francezii totdeauna au fost un pic un nivel mai sus decât noi, cred că, nu știu dacă și în prezent, dar atunci sigur. Acum, pe Enescu nu puteai să-l ignori pentru că era mult prea celebru și deja avea o notorietate intercontinentală. Acum, și... poate mai vin francezii să vă facă câte o poveste a unui fotbalist, dar tot mai rar, că nu mai sunt nici la noi fotbaliști foarte. Cred că aici cheia, de fapt, este la noi. În măsura în care știm să ne scoatem în față valorile pe care le avem și știm să le prezentăm lumii așa cum merită, vor veni
venit și jurnaliști, nu numai din Franța, cred, ci din altă parte, pentru că, așa cum spuneați, suntem interesați de poveștile fascinante, de lucrurile care până acum nu s-au spus și când știi că ai ceva să povestești extraordinar despre un om, de ce nu l-ai promova? Da, trebuie doar să ne scoatem valorile în față, cele care sunt autentice și să le dăm puțină atenție. Și cred că restul povestea vine de la sine. Vedeți că în ultima vreme se vorbește foarte mult despre storytelling și da, cred că e nemuritor, adică asta făceau și acum 90 de ani sau 100 de ani, nu? Francezii au venit să facă povestea, da, nu? Povestea într-un mod foarte documentat. Sigur, dar tot, nu? E un storytelling. Sigur. Adică nu asta ați văzut documentele, eu doar pot să chibițez. Da, sunt pagini întregi pe care le-au alocat portretului lui George Enescu, reconstituirii vieții lui prin prisma locurilor în care s-a născut și le descriu fascinant. Ți-e mai mare dragul să citești acele pagini despre România acelor vremuri. Și chiar am găsit și o carte, România, țara dorului. Foarte frumoasă scrisă, tocmai de prima biografă, Marguerite Vestreux, biografa lui George Enescu, una dintre primele care la vremea respectivă a scris despre el în contextul în care nu se ocupau românii prea mult de personalitatea lui George Enescu. Ce aș mai vrea să nimeni punctez? Nimeni nu-i profet în țara lui, nu? Exact. Ce aș mai vrea să punctez? Expoziția va cuprinde de asemenea documente despre alți români care au studiat la Paris și care s-au întors în țară, spre deosebire de George Enescu, sigur că așa a fost contextul, și care au contribuit la consolidarea școlii clujene de pian. Deci vom studia și despre ei, vom vorbi și despre ei. Dați-vă și încă niște ceva. Nume. Prima profesoară de pian care a studiat la Paris și a fost contemporană cu George Enescu a fost Ecaterina Fotino Negru. Ea a fost prima profesoară de pian care a studiat în mediul francez și s-a întors la Cluj. Iată, un ambasador al culturii franceze. Apoi este Eliza Ciolan, George Ciolac, Alexandru Demetriat. Sunt nume mai puțin cunoscute, dar oamenii aceștia, lor le datorăm filiația aceasta nobilă pe care noi o avem. Haideți să întoarcem informația, să spunem că acum, în seara asta, ocazia, nu? Sigur, să afle mai multe despre aceste nume. Care vin la eveniment. Sigur, absolut. Și un alt aspect foarte important. Aș vrea să punctez faptul că va fi și un recital. Vom pune și în muzică această sărbătoare, astfel încât colegii mei, pe care vă invit să-i ascultați în această seară, mezzosoprana Cristina Damian, Sabin Zeno Argintaru, este un violonist student de-al nostru foarte talentat, pianistul Luca Toncean, coordonat de Cristian Sandu, de dirijorul și maestrul Cristian Sandu, vor cânta muzica lui Enescu. Deci vă invit să veniți în seara aceasta la ora 7 în sala 59. Intrarea este liberă și o să vă aducă foarte mare bucurie acest eveniment. Câte locuri sunt? Ca să nu cumva să acum să vină Puhoi de... Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Că... Cred că este prima dată după foarte mult timp când istoria și muzica se întâlnesc la același eveniment și împărtășesc împreună. Până acum istoricii noi ne-am făcut conferințele noastre, am vorbit despre francezi, despre relațiile cu Franța strict din punct de vedere istoric. Acum ne întâlnim cumva la mijlocul drumului și punem împreună, împărtășim din ambele lumi și cred că asta este dimensiunea corectă până la urmă. Nu? Franța înseamnă până la urmă o țară, o mare cultură care a știut să împărtășească. Franța a creat cultură, a creat valori, dar nu le-a ținut numai pentru ea, le-a dat mai departe și cred că faptul că și noi ne-am putut racorda la aceasta e un lucru extraordinar. Uite, dacă tot ați studiat și sunt foarte curios, cum a evoluat această relație dintre România și Franța? Și mă gândesc la faptul că la un moment dat se vorbea despre București, că e micul Paris, da? Apoi, mai spre zilele noastre, despre români s-a scris prin presă pe acolo că suntem țigani cu toții. Nu știu, nu mă simt, am ochi verzi, adică nu cred că... Am să vă dau un exemplu profilului care îmi place foarte mult și am lucrat la el în ultima perioadă, că era o discuție întreagă, de fapt, spiritul francofoniei, când a pătruns, de fapt, în Transilvania. A fost mai intens după 90 sau înainte de 89. Și eram la un moment dat la Biblioteca Academiei Române, unde studiam niște fonduri de carte veche și am descoperit cu bucurie, cu uluire, cu entuziasm că... De fapt, cărțile în limba franceză publicate la marile universități ale Franței au ajuns în Transilvania pe la 1500 și... Deci francofonia prin cărți, prin peregrinație academică, prin schimburile acestea, prin transferul cultural, nu s-a impus doar după 89, ci cu vreo 500 de ani înainte. Deci Franța, spiritul francez, cultura franceză a fost prezentă cu mult timp înainte și asta cred că trebuie să punem în valoare.
ne gândim de pildă la relațiile româno-franceze mai mult când vorbim de primul război mondial și cât de mult ne-au ajutat francezii, este foarte adevărat. Dar francofonia, relațiile cu Franța înseamnă și intelectuali, înseamnă cărți, înseamnă valori care au circulat de o parte și de alta. Și la asta lucrăm ca să reconstituim, pentru că relația între două țări înseamnă schimburi reciproce. Tocmai de aceea, evenimentul din această seară are două dimensiuni. Pe de parte, un George Enescu care a luat România cu el în creația lui și a dus-o în Franța și, pe de altă parte, pianiștii români care au importat principiile franceze, artistice și culturale. Da, eram curios. Acum, sigur că noi privim de cumva dintr-o poziție asta de jos spre Franța. E și o țară mai mare, o populație mai numeroasă. O istorie pe care noi am studiat-o, niște cărți de la niște autori pe care noi am citit și așa mai departe, muzică și așa mai departe, dar ei ne mai consideră, nu știu, un partener pe noi, adică de 1 decembrie, de exemplu, în Franța se fac manifestări dedicate României? Sigur că da. Eu, la dar numai a românilor, că sunt români, sigur, mulți acolo. Cred că da, există acest schimb, această reciprocitate, dacă pot să-i spun așa. La un moment dat am fost la o ceremonie de doctor honoris causa care s-a întâmplat chiar în Franța, la ambasada României din Paris, și un înalt demnitar francez a venit la noi și, mă rog, a primit un titlu de doctor honoris causa. Și atunci am avut ocazia să vedem cum percepe dumnealui România, de fapt. Pentru că nu a fost doar așa o chestie de moment, un ceremonial și atât. A venit în România, a studiat România, s-a simțit foarte bine aici. Deci, cu alte cuvinte, elita, oamenii de cultură, oamenii care au valori, oamenii care au principii, de fapt, sunt aproape unii de alții și își împărtășesc. Depinde din ce unghi de vedere privești. Eu privesc strict academic pentru că eu din lumea aceasta fac parte. Deci pot să spun că schimburile, transferul cultural funcționează. Depinde de fiecare în parte, cum se raportează la asta. Dacă ziceați că schimburile funcționează, sunt curios astăzi, din muzică, ce se întâmplă referitor la, da, la Franța și România. Chiar mă gândeam în timp ce vorbeam aici că și astăzi funcționează foarte bine și de câte ori mă duc la Paris, pentru că prin natura preocupărilor mele merg destul de des, întotdeauna am fost foarte bine primită și oamenii de acolo sunt foarte deschiși în a colabora. De exemplu, noi avem un parteneriat, am deschis un parteneriat cu o arhivă importantă, care este și bibliotecă, din Paris, care mi-a dat aceste documente. Și chiar mi-au scris un e-mail în care mi-au spus că suntem foarte bucuroși că te avem ambasador în România al bibliotecii noastre. Deci ei sunt foarte deschiși. Apoi și noi la noi la Academie deseori au venit invitați din Franța. Cu conservatorul din Paris stabilim acum coordonatele unui parteneriat. Deci avem, pentru că în seva noastră culturală, în istorie, avem acest nucleu francofon. Doar că lumea nu prea mai vorbește franceză. Cum spuneați dumneavoastră că de legăturile dinainte de 89, pe vremea aceea, se făcea limba franceză la școală și la fel de mult cât se făcea și engleză. Și copiii o mai rupeau pe franceză. Eu cred că în zilele noastre, cei care știu franceză sunt foarte, foarte puțini în comparație cu cei care, sigur, studiază limba engleză. Acum, e adevărat, din cauza tehnologiei, poate limba engleză s-a impus mai mult, dar și limba franceză este prezentă. De pildă, chiar aici, la Cluj, avem cea mai importantă comunitate francofonă din sud-estul Europei. Sunt foarte mulți studenți care studiază aici, și culmea, nu doar noi mergem să studiem la ei și vin să studieze la noi. Și este și alte condiții. Da. Și o comunitate francofonă care cuprinde și maghrebieni. Oameni de afaceri, în primul și minorități, sunt toate categoriile, dar avem o comunitate puternică și faptul că s-au integrat foarte bine la noi și le place aici este un semnal pozitiv. Chiar am citit o știre astăzi că în Cluj este cea mai importantă, una dintre cele mai importante comunități de business franțuzești din România. Sunt trei județe, adică București și încă două județe unde, care sunt cele mai bine reprezentate în ceea ce privește businessmenii din Franța, Cluj, Timiș. Da, și eu fac parte din acest club și pot să spun că acest club francofon de afaceri, de fapt, derulează nu doar proiecte strict antreprenoriale, și proiecte culturale. Pildă, lucrăm, adineaori povesteam despre cărțile vechi în limba franceză care există în Cluj. Pe mine nu mă mulțumește doar să spun că le-am descoperit. Încercăm cumva, cum facem după un secol și mai bine, un inventar al cărților vechi, tocmai în ideea ca să le punem în circuit și să le punem în valoare.
Deci acest club care există promovează și cultura, promovează și business-ul, promovează și relațiile academice. Deci este un nucleu foarte activ cu care personal ne mândrim foarte mult. Bun, suntem pe finalul intervenției noastre și rugămintea e să tragem nu neapărat concluziile, dar să reamintim niște ore și cel mai important lucru despre evenimentul din seara vă asta, în opinia noastră. Da, vă invităm în seara aceasta la ora 19, în sala 59. Da, de la Academia de... Da, de la Academia de Muzică. Vom celebra, practic, această filiație francofonă prin expoziția pe care o avem, câteva prelegeri, nu foarte lungi, și un minunat recital, la care vă invit cu mare, mare drag. O să vă placă. Ok, mulțumesc foarte mult. Cristina Pascu, de la Academia de Muzică Gheorghe Dima, Varga Otilo, cercetător științific la Academia Română. Vă doresc succes acolo pe scenă, să aveți un eveniment cu public numeros și entuziast. Entuziast, vive la France, nu? Mai cântăm o dată? O zarmă, da. Mulțumim foarte aici mulțumim se termină discuția mult despre Ziua Franței, 14 iulie, așa cum sunt sigur că știți. În a doua parte vorbim despre tradiții românești, nu franțuzești, iar în a treia o să mergem în Egipt, o să vedeți, foarte interesant. Până acolo însă vreau să vedeți o știre despre ce se întâmplă cu arborii din centrul Clujului, zona universității, zona Cogălnicianu. Știți întreaga discuție de pe grupurile de Facebook, dacă ați urmărit, eu cred că foarte mulți dintre noastre sunteți la curent. Colegii mei de la știri au realizat un reportaj, ne întoarcem după aceea să discutăm. În timp ce proiectanții au arătat că arborii trebuie să fie înlocuiți pentru simetria străzii universității, mai mulți clujeni au protestat față de această decizie și au cerut păstrarea lor. Unii consilieri locali au propus ca solicitarea clujenilor să fie respectată. Mutăm copacii care există deja, cum este cazul de pe strada universității, când putem să-i păstrăm și să punem lângă. Nu știu cu ce afectează proiectul, dacă rămân, de aceea mie mi se pare soluția logică la orice proiect, de a menține copacii care au deja 30-40 de ani de existență. De asemenea, consilierii au cerut ca cetățenii să primească mai multe informații cu privire la proiectele mari ale orașului. Poate până acum n-am știut să punem în proiecte faptul că este important să spunem nu doar câți copaci vor fi la finalul proiectului, ci și cât se mută. Am învățat asta. În toate proiectele pe care le avem de acum înainte, ar trebui să menționăm lucrul acesta. Vă propun ca fiecare proiect mare să aibă o pagină dedicată pe site-ul primăriei în care se monitorizează aspecte importante și statusul la zi al acestora. Ieri am lansat discuția preliminară în Comisia de Urbanism, 3 au fost pentru menținere, 1 a fost împotrivă, 1 a fost o parte să menținem, o parte să nu lăsăm. Eu nu pot să iau decizii doar ascultând o singură parte. Am ascultat și am înțeles raționamentele pe care le-au spus, foarte corect. Și eu sunt de acord cu 99% din ce s-a spus acolo. S-a spus că sunt prietenul oricărui copac, că am crescut la munte, nu am crescut în altă parte. Dar am și rigoarea asta că trebuie să urmăresc niște proiecte care sunt votate. Autoritățile au promis că până la toamnă vor avea grijă de copacii scoși care sunt acum depozitați în baza RADP, iar apoi aceștia vor fi replantați în Parcul Colina sau în alte zone cu deficit de copaci. Specialiștii spun însă că o astfel de metodă oferă arborilor zero șanse de supraviețuire. Chiar și cu o pregătire făcută în prealabil cu un sezon înainte, pierderile pot fi de aproximativ 50%. Scoși de azi pe mâine, nu rezistă niciodată, nu, cred că vă trebuie părerea unui specialist în acest sens, este evident acest lucru și puteți să vedeți acest lucru și la alte primării care au făcut fix același lucru, dar nu ne arată niciodată cum au supraviețuit plantele respective. Nu are nicio șansă pentru că arborele poate fi păstrate în absolut orice, puteți să-l țineți și în apă dacă vreți, nu mai are rădăcinile cu care să se alimenteze, că le-a spăiat. Asta este problema. Totodată, specialiștii arată că arborii plantați au puține șanse de supraviețuire, pentru că în România nu se acordă îngrijirea specială necesară în primii 3 ani după plantare, așa cum se întâmplă la nivel european. Din păcate, ce nu se înțelege este că la ora actuală e bine să ții cât mai mult de arborii care există deja, în care nu o să mai reziste, nu o să se mai instaleze plantațiile noi.
Și asta și din cauza schimbărilor climatice, și din cauza bolilor și dăunătorilor care s-au globalizat și așa mai departe. Și din cauza lipsei de interes, cum spuneam, pentru că la noi în România nici nu se întrețin arbori. Nemulțumirile clujenilor au apărut după ce au aflat că nu va fi vorba doar despre completarea numărului de copaci de pe strada Universității, ci și de înlocuirea a 29 de arbori din cei 37 existenți. O parte au fost deja scoși de pe stradă. Oamenii au semnat o petiție împotriva acestei decizii, s-au adunat pe strada Universității și au format un lanț uman în jurul copacilor și, în mod simbolic, s-au legat cu lanțuri în semn de protest. Totodată, luni a avut loc o dezbatere publică pe acest subiect, care a durat 6 ore. Discuțiile nu se opresc aici, iar săptămâna viitoare va avea loc o nouă ședință a Comisiei de Urbanism, de la care se așteaptă o decizie. Am văzut ce se întâmplă cu arborii din centrul Clujului. Mergem însă acum să discutăm despre recuperarea tradițiilor și avem punct central în județul Bihor, în Crișana, doar că invitatul a venit tocmai de la Muzeul Țării Crișurilor. La noi avem alături de noi pe doamna Simona Bala, care este doctor în etnografie sărumână. Bună ziua! Etnologie, mai corect, da, bun. Etnologie. Și vorbim despre recuperarea tradițiilor, în special a cămășilor vechi, da? Da. De costum popular. De costum popular, pentru că s-au cam pierdut, s-au cam uitat și ultimii 10 ani au venit peste noi cu tăvălugul, sigur, a textilelor și a pânzeturilor și a materialelor, a firelor mai lesne de obținut, așa că s-au abandonat vechile tehnici. Sigur, s-a păstrat țesutul într-o măsură destul de accentuată, dar datorită acestor fire noi au ajuns pe alte cărări. Și atunci... Cer scuze, haideți să stabilim puțin cămășile. Da. Cămășile de costum popular sunt la bărbați, pentru că știu că la femei este ia. Sau nu, că ia este un termen, este un termen, să zicem, nou. Noi nu avem ie. Și tot cămașe. Da, noi avem spătoaie sau spăcele. În Țara Crișurilor așa se numesc cămășile femeiești. Dar hai să le zicem cămăși, că are un, da, are un înțeles mai larg. Deci, revenim, pentru că s-au uitat acele modele vechi, sau efectiv sunt îndepărtate de memoria colectivă. Proiectul nostru este de recuperare, de readucere la cunoștința publicului larg a acestor modele. Și atunci am pornit în noiembrie 2022 un proiect la care au răspuns foarte multe persoane din județ, dar nu numai din județul nostru. Și până la urmă ne-am constituit într-un grup de 28 de persoane care am expus la final 32 de cămăși. Adevărată fabrică aveți acolo. Da, deci a fost neașteptat de multă lume. Și dintre aceste 28 de persoane, 4 sunt din Zalău, de la șezătoarea din Zalău. Și au cusut costum, adică cămașa de Bihor. Acum, piesele pe care le-am ales sunt din zona etnografică Roșia Pietroasa. Este o zonă mai conservatoare și atunci și cămășile sunt mai arhaice. Și una dintre cămăși este chiar din 1876, care a fost foarte mult reprodusă. A fost pentru toate persoanele care au participat la acest experiment, a fost o provocare și chiar o dorință mare de a avea un model atât de vechi. Bun, acum, și asta, materialele acum sigur că sunt, este pânză pe care o putem cumpăra acum. Cea mai multă, adică pânză era... Nu, se reproduce. Nu avem cum. Dar imediat o să vă spun și că este și o încercare de a reproduce întreg procesul. Deci noi am cumpărat pânză. Dacă cea mai multă pânză este din bumbac, dar au fost și pânzeturi care erau în amestec bumbac cu cânepă. Și spre bucuria noastră, două persoane, două doamne, o doamnă din Oradea și o doamnă din Zalău,
și-au țesut ele pânza și pe ele, pe acea pânză au cusut broderia pentru cămașa. E nevoie de multă, multă pasiune acolo. Da, și da, și și ce este interesant e că doamnele, da, sunt foarte dedicate, multe și-au redescoperit un hobby sau o înclinație pe care au abandonat-o de-a lungul vremii, pentru că au fost, sigur, problemele familiale, profesionale, cu toții știm că la un moment dat ne eliberăm de ele și avem timp pentru noi. Cam așa arată, ăsta este iantul. Mult. Și suntem, astfel de cămașă, suntem, deci inclusiv eu am cusut, a fost o experiență deosebită, pentru că te-a presupune să-ți dedici timp și extra profesional. Extra, da, bineînțeles. Uitați, asta este cămașa veche de la 1876. O doamnă de la Șezătoarea din Zalău ne-a făcut toate modelele acestea, deci și broderile și inclusiv croiul. Fiecare cămașă, deci în expoziție este așa, o parte sunt aceste cămăși ale muzeului și pe un panou sunt fișele acestora cu modelul, cu broderia, cu croiul, iar vis-a-vis sunt cămășile noi făcute de doamne. Intenționăm să ducem și la Beiuș, să inspirăm, dacă se poate, și doamnele din Beiuș să ni se alăture în programul de anul viitor, în proiectul din toamnă. Doamnele din Beiuș, dar noi am prins de veste că sunt și domni și sunt tineri și domni, care da, așa. Deci avem o familie foarte dedicată, familia Pantea. De fapt, băiatul Ștefan este pasionat de tradiții și datorită lui și tatăl, adică Călin, a îmbrățișat adică invers, curiozitatea. Exact. Da, provocat, da, 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 și nu este singurul, că mai știm încă un caz. Tot așa. Și au venit băieții, cei doi băieți au venit la noi în Șezătoare și și-au cusut. Deci au dus la capăt cămașa, încă Ștefan a și căutat pe internet să vadă cum se poate împleti, să-și facă șnurul. Deci am avut în proiect, am avut și o cămașă bărbătească, patru cămăși femei și o cămașă bărbătească. Și deci a avut succes și cămașa bărbătească, chiar au fost câteva reproducere ale cămășii. Bineînțeles, cămașa cu roșu este pentru tineri, cea cu negru pentru seniori. Senior, da, așa să le zicem frumos. Da. Și care e finalitatea acestei idei pe care ați avut-o? Finalitatea este de a reface, de a le readuce în cunoștința publicului, în memoria colectivă a românilor, să vadă frumusețile, de fapt, pe care, valorile pe care le avem în patrimoniul muzeului și să aducem comunitatea aproape de muzeu. Deci acele cămăși sunt expuse, le poate vedea oricine, le poate admira. Acum, în timpul proiectului, în timpul expoziției, da. În timpul, de altfel, nu, pentru că le-am scos din depozit, dar la muzeu avem sigur alte cămăși pe care le pot admira. Nu sunt doar acestea valoroase, sunt și cele care... Le aduceți și la Cluj? Nu știu dacă o să ajungem și la Cluj, dar în schimb cu Clujul vrem să facem altceva. În Cluj, la Muzeul Etnografic, sunt niște piese, o piesă integrală, o cămașă din Bălnaca și alte câteva rămășițe, să zicem, eșantioane se numesc, de cămăși din zona Crișului Repede. Iar noi avem la Muzeul din Oradea cămăși care seamănă foarte bine cu eșantioanele pe care le are Muzeul Clujan. Și atunci am vrea, printr-un efort comun, ăsta este proiectul din toamnă, să sper să ne și reușească să putem colabora, Șezătoarea din Cluj,
împreună cu șezătoarea din Oradea să reproducă același set de cămăși. Acum, deci clujenii să vină cu cămașa și cu eșantioanele și noi să venim cu, cu cămășile noastre și să facem o expoziție care va să fie în paralel în același timp, anul viitor, așa mă gândesc, să vedem dacă așa se va întâmpla și după aia să facem rocada între muzee. Să ne invitați și pe noi. Bine, sigur, cu cea mai mare foarte plăcere. Mulțumesc mult. A fost alături de noi doamna muzeograf Simona Bala, doctor în etnologie și am vorbit, ați văzut, despre cum? De spătoaie și spăcele. Spătoaie și spăcele, da? Reproduse după sute de ani unele, da? De la 1866 la 2023. Asta a fost partea de recuperare a tradițiilor. Vorbim despre Egipt în ultima parte a emisiunii noastre. Până acolo însă, dacă tot vorbeam despre Egipt, vedeți, este perioada concediilor, iar colegii noștri de la știri au descoperit că la Cluj cardul european de sănătate este solicitat chiar și de 150 de ori pe zi. Asta pentru că, sigur, fiecare își dorește să aibă un concediu fără evenimente neplăcute și bani scoși din buzunar pentru servicii medicale. Vedem știrea și ne întoarcem să vorbim despre o vacanță în Egipt. Concediile făcute în străinătate vin la pachet și cu o asigurare de sănătate preventiv în cazul unor evenimente neplăcute care necesită îngrijiri medicale. Majoritatea românilor optează pentru asigurări private, deși există o variantă gratuită, cardul european de sănătate. Dacă mergeam într-o vacanță, de exemplu, printr-o agenție de turism, de obicei se fac asigurări acolo. Dacă mergeam așa pe cont propriu, nu făceam asigurare medicală. Și din fericire n-am avut nicio problemă până acum, dar într-adevăr nu știi niciodată când se poate întâmpla ceva și e util să avem un card de sănătate sau o asigurare de sănătate. În județul Cluj, apetitul locuitorilor pentru călătorii în străinătate este unul ridicat, așa că și cererile pentru cardul european au crescut în această perioadă. Într-adevăr, acum sunt foarte multe cereri, pot să ajungă și la 150 de cereri am avut într-o zi. În anul 2022 s-au depus 13.800 de cereri de card european. În anul 2023, în primele 6 luni, Casa de Asigurări Cluj a înregistrat 7.421 de solicitări. Clujenii care au de gând să călătorească în străinătate în țările membre ale Uniunii Europene, dar și în Elveția sau Marea Britanie, pot solicita eliberarea cardului european de sănătate de aici, de la Casa de Asigurări din Cluj, dar și online, dacă vor să scutească drumul, printr-o cerere pe adresa registratorii. Un beneficiu pentru noi. În schimb, ca să vi să-ți faci un card, trebuie să vii la ora 7 dimineața, să ții un bilet de ordine, care se dau 30 de minute și stai în jur de o zi sau două zile să îl emiți. Se poate depune online, dar durează cu două săptămâni mai mult. Au doamnele un raft de jumătate de metru cu cereri online. Se soluționează mult mai greu. Se așteaptă mult și dacă s-ar trece și peste problemele astea administrative și tehnice pe care le au, da. La acest card se poate depune și cerere online. E mai convenabil, vă gândiți așa, să depuneți? Da. Sigur. Dacă se poate online, da. Este primit de către persoana care a depus cererea în maxim 7-9 zile. Îl va primi la domiciliu. Perioada de valabilitate a acestui card european este de 2 ani. Beneficiarii cardului european de sănătate pot fi doar românii care fac dovada calității de asigurat. Da, haide să facem o scurtă vizită în Egipt, o vacanță, așa, la televizor măcar, o să vedem imagini interesante de acolo, un loc foarte căutat de turiștii din România în ultimii ani și am importat de acolo un ghid turistic, da? Un ghid turistic pe care o să-l cunoașteți. Noi am mai făcut o dată emisiune cu el, dar atunci era chiar, cred că pe la Valea Regilor, nu știu unde era exact. Îl cheamă Mina Nașat și surpriza este că, deși acum se află a doua oară în România, mai fost odată anul trecut, vorbește foarte bine românește și are de 5 ani grupuri săptămânale de români cu care discută, români cu care s-a împrietenit atât de bine, încât acum, când vine în România, este așteptat în diverse localități să fie primit cu o masă, cu bucate românești, are unde să doarmă și este considerat aproape un membru al familiei, aș putea să spun. Te salut, Mina!
vă salut. Ce faci? Ce faci în România? Fac o vacanță acum. Românii merg în Egipt. Și eu vin aici. Tu vii aici. Da. Spune-mi mai întâi, pentru cei care sigur poate n-au văzut emisiunea noastră de când a fost, acum vreun an, mm-hmm. da? Cum ai învățat tu să vorbești limba română atât de bine? Că mie mi se pare că vorbești bine. O să vadă și telespectatorii. Mă bucur, mulțumesc. În primul rând, noi la facultate și noi tot la școală învățam și limba engleză, poate să fie a doua limbă, franceză, germană, spaniolă, depinde de alegere și depinde de disponibilitate la școală. Și după aceea la facultate, la turism, e bineînțeles că îți trebuie o limbă sau două limbi, măcar o limbă. Toate cărțile erau în engleză, am învățat în engleză, de-aia știm să scriem, nu ne se pare ca egipteni, nu ne se pare greu ca să învățăm o altă limbă, că știm să scriem, știm din ce sens se scrie, adică nu este diferența cu... Bun, paranteză aici, oriunde mergeți în Egipt, o să vedeți că sunteți în viață, cumpărați lucruri, dacă lumea se prinde că ești român, în românește, da, bună ziua, poftiți... Da, măcar două cuvinte, așa... Câteva cuvinte rupe toată lumea. E o formă de respect, aș spune, dar sigur și una de a-ți crește business-ul. Bineînțeles, afaceri. De asta, deci, observația mea a fost că egiptenii, sigur, nu doar ei, dar egiptenii învață ușor limbi străine. Învățam toate limbile. Cred că știu foarte multe expresii din foarte multe limbi. Chiar da. Și avem și ghizi specialiști în limbi străine. Adică cei care sunt pe stradă, bineînțeles, știu câteva cuvinte în arabă, engleză, germană, rusă, orice. Depinde de turiști care merg acolo. Dar noi ca și ghizi, ca fiind mai la alt nivel mai de educație, atunci trebuie să știm să fim specialiști într-o limbă sau două limbi, trei limbi. Da, tot n-am ajuns să ne spui unde ai învățat română. Ai învățat engleză, asta știu. Îți zic cum fac eu mișto cu turiști. Când cineva mă întreabă pe mine cum ai învățat așa românește, bine, de la Dumnezeu. M-am trezit o dimineață vorbind. No. Eu am făcut niște cursuri, am fost tot ghipă germană și am făcut niște cursuri în limba română. Și nu a fost intenționat. Eu căutam o altă limbă să fie o limbă rară, ca mai rară, ca să fie, da, pentru că care limba... să te deosebească, da, de ceilalți ghizi. Până acum 5 ani la noi au fost doar 6 sau 7 ghizi vorbitori de limba română oficial. Acum sunt vreo 20 și ceva de ghizi vorbitori de limba română. Da, din oficial. Totalul de câți ghizi sunt? Aveți o statistică acolo? Avem la sindicat, cred, 12.000 de ghizi în toate limbile. Excepțional. Dar bineînțeles, pe principiu, engleză, germană, rusă, avem și chineză, maghiară, bulgară. Eu nu știu câteva cuvinte. Ia, spune ceva. Mi se pare amuzantă când îți spun, dar gertec, gără... Da, adică haideți, cum sunăm, nu știu... Da, okay. Dacă te întrebam în chineză, nu știam eu să-mi dau seama, dar maghiară încă îmi dau seama. Da, bineînțeles. Întotdeauna când am și grupuri de români, sunt și maghiari care sunt cu noi. Sunt tot oamenii extraordinari, ca și român. Da, sigur. Ardeleni, da. Vorbesc și română și maghiară. Și. Bun, deci ai învățat română ca să te deosebești de... De profesia sau de meserie. În peisajul ăsta al ghizilor. Bun, și de aici și până la a dezvolta relații cu români și cu România, n-a mai fost decât un pas. Da, asta e. Cum găsești România? După aia mergem în Egipt și vorbim de Abu Simbel și altele, da, de Valea Regilor. E foarte fain, apropo, este mai tare la noi. Cum găsesc eu România? În primul rând este o țară foarte, foarte faină, are și peisaje, are și din toate. Și am văzut și mare, am fost la mare la Vama Veche când am venit. Nu că n-ar fi mare pe acolo, pe la tine, prin Egipt. Da, am văzut și sunt și câmpia, poți să vezi și, am văzut și stația aia de petrol și tot acolo la Constanța, lângă. Ai și păduri, ai și animale, ai și păsări, ai și lacuri, ai și natura, ai și istoria, ai și... Te muți aici? Tot asta. Poate să mă mut într-o zi, cum să nu... Dar să fiu și în Egipt și aici. Facem invers, îi primești pe... Dacă vrei, da. Pe turiștii din Egipt când vin să viziteze România, dar deocamdată nu cred că sunt mulți, nu sunt mulți. Nu sunt mulți, da. Da, și oamenii cum ți se par? Că... Țara e una și oamenii populația sunt alta, da? Sunt aici. La inima ta. Oamenii aici sunt primitori și ajutători, adică te primește oricine, la orice loc,
toată lumea, când am ajuns, am scris doar că eu am ajuns, am plecat din Cairul București, toată lumea mi-a scris, hai la noi. Crimă în Orient Express, nu? Da. Cred că imagini de astea am văzut, nu? Nu în Orient Express, în Crimă Penil, scuze. Crimă Penil, da. Penil, Pentru că, de la Agatha Christie, da. Da. Toată lumea mi-a scris când am ajuns, chiar și fiecare la regiunea lui. Hai la noi în Moldova, hai la noi în Baia Mare. Ce ai văzut până acum? Data asta am mers, am avut o invitație la Vama Vechi, la niște prieteni extraordinari și îi salut tot acum. Apoi am dat o fugă 3 zile, a fost distracția maximă acolo. Apoi din București am petrecut 3-4 ore la București, la mall-uri și la shopping și la toate astea. După aceea am luat avionul spre Cluj, ca partea Ardealului este din sufletul meu. Eu îmi place foarte mult aici, mă simt foarte bine aici. Apoi la Oradea am fost, am petrecut o noapte acolo, ca trebuie vizitat. Și m-am întors tot la Cluj, la Gherla, acum sunt căzat la o pensiune, nu vreau să menționez, dar tot la familia care m-a invitat de 2 ori până acum, sunt oameni tot extraordinari și mă consideră ei că eu sunt unul din familie, adică eu sunt băiatul lui sau băiatul lor. Așa, și pleci la Baia Mare după emisiune. Plec după ce termin, merg, am invitația acum. Și mai ai câteva zile, mai ai o săptămână, cât mai ai? Mai am, da, cred o săptămână. Sâmbătă dimineața o să plec din Cluj, da. Bun, hai să vorbim puțin despre cum ți se pare ție că interacționezi cu românii care merg acolo în Egipt. Da. Sigur, eu mi-amintesc că erai ușor nemulțumit de faptul că le spuneai una și ei făceau alta. Asta depinde, știi? Depinde. În orice țară este așa ceva, știi? Da. Și mă gândeam în contextul în care vezi că anul trecut a apărut discuția despre acea persoană, o doamnă care a fost ucisă de rechin și lumea a avut așa o reținere pentru o vreme să mai meargă. Cel puțin așa mi s-a părut, a fost așa o reacție, lumea s-a speriat. Dar oare doamna aia a făcut ce trebuia? A stat aproape de instructorul de scuba diving sau ce făcea ea de scufundări? Sau tot așa n-a respectat nimic? Din ce știu eu, că asta a fost întâmplător. Adică toate mările în jurul lumii au și rechin. Și la voi și la Marea Neagră cred că sunt și rechin. Nu cred că sunt. Nu sunt? Nu sunt. Și-au aplicat, nu rezistă aici. În fine, peste tot avem și rechin în jurul lumii. Și asta e întâmplător. Exact la fel eu când vreau să liniștesc pe turiști, când vorbim despre chestia asta, că uite, nu mergem în Egipt, că sunt rechina acolo. Nu, rechinul e întâmplător. Adică dacă cineva a fost încălcat pe stradă, ca de exemplu de o mașină, nu putem spune că nu mai mergem așa pe stradă, că oamenii au fost încălcați acolo. Sau la voi, ca de exemplu aici, aveți urși, nu? Ursul întotdeauna poate să coboare, să mănânce pe cineva sau să atace pe cineva. Nu se întâmplă? Atunci da, e întâmplător. Deci dacă tu îmi spui că e perfect întâmplător, lumea o să zică, păi dacă mi se întâmplă mie. Adică sunt niște lucruri pe care poți să le faci ca să îți reduci riscul ăsta să ți se întâmple. Înțeleg. Da? Oricum, din ce știu eu, că asta e întâmplător. Eu nu am fost acolo în fața locului să văd ce s-a întâmplat. Toată lumea vorbește. Unul a spus că doamna a fost de vină, altul a spus că rechinul a fost de vină, că a venit până aici. Dar din ce știu că e întâmplător. Mina, ne-am propus să vorbim mult și n-am reușit să vorbim atât de mult cât ne-am dorit. Mai avem foarte puțin. Vreau să-mi spui de ce ar trebui să vină românii în țara ta? De ce ți se pare ție că merită? Sincer îți spun, eu sunt un pic dezamăgit. Sunt dezamăgit de faptul că 2 avioane, da, mergeau doar de la Cluj, către Hurghada, da? Înseamnă undeva la peste 400 de oameni. Da. Iar luni și miercuri, când vine autobuzul și te duce la Valea Regilor sau te duce la piramide, sunt 15-16. Atâția sunt. Sunt maxim 20, da? Sunt mai mulți? De ce? Adică e o minune a lumii. Piramidele sunt una dintre minunile lumii. Chiar da. Nu chiar e. Sigur. Okay, sigur. Hai să-ți explic chestia. Adică mare găsești și la Marea Neagră, găsești și în Bulgaria, găsești și în Turcia, găsești oriunde. Dar piramide, doar piramide acolo. Piramide sunt doar la noi, da. Da. Hai să-ți zic o chestie. Vezi că, mai ales anul trecut,
Am avut doar două sau trei agenții românești care fac doar una. Un minut avem. Da. Bine. Care faceau excursii în Egipt sau pachetul spre Egipt. Acum 2 ani, cred, a crescut numărul agenților. Atunci tu vii cu o agenție, altul vine cu o altă agenție, fiecare agenție are autocarul lor și fiecare agenție face grupul. Bun. Tu ai fost cu un grup de 15 persoane, altul a fost cu un grup cu 20 de persoane, altul a fost cu 30 de persoane, atunci numărul în total un pic o să mai mare fie... decât... Da. Plus că unii merg în Hurghada și cu copii, ca de exemplu, nu pot să merg. Una este însărcinată, ca de exemplu, nu pot să meargă la Valea Rigilor. Unul e alergic, are o problemă, nu pot să meargă la soare. Cei care au fost deja tot în Hurghada și au fost deja la Luxor. Atunci, da. Bun. Rămânem cu ideea asta că dacă mergi în Egipt, da, trebuie neapărat să vizitezi și Valea Regilor și piramide, mai ales piramidele, da? Da? Pe principiu, da, dar și mai dacă... sunt și mai mult, mai are baltă. Și când vii în România, trebuie să vii în Transilvania. Să vii în Transilvania, Ardeal, trebuie să te întâlnești cu Mina Lașat. Mergeți în Egipt și căutați-l pe Mina, va ști să vă spună în românește, așa cum l-ați auzit, foarte multe lucruri interesante. Poate vă duce și la Abu Simbel, eu îmi doresc foarte mult să ajung și acolo. Mina, îți mulțumesc foarte mult. Aici se termină Prim Plan Obiectiv, aici se termină o emisiune de final de săptămână. Sunt Ionel Spuc, vă salut, toate cele bune, la revedere. Mulțumesc, la revedere.